Bună ziua, dragii mei, și bine v-am regăsit astăzi la o nouă citire în cafeluță. Haideți să vedem spre ce vor tinde energiile din această ceașcă, ce ne vor spune dârele trasate în cafeluță, ce vom afla nou despre această zi de miercuri, 21 iunie 2023. Dar înainte de toate, dragii mei, haideți să vedem ce s-a mai întâmplat. Și înainte vreau să vă mulțumesc pentru toate mesajele voastre pe care le primesc în fiecare zi de la voi. Acestea sunt mesaje de binețe, de binecuvântare, de încurajare sau mesaje prin care împărtășiți cu noi diverse experiențe din viața dumneavoastră. Pentru care eu sunt foarte recunoscătoare, simt că fără toate acestea și fără toată implicarea voastră pe canalul meu de YouTube, nu aș putea să fac ceea ce realizez în fiecare zi aici pentru voi, adică aceste videoclipuri cu care vin în întâmpinarea voastră în fiecare dimineață. Dragii mei, dacă este ziua cuiva de naștere în această frumoasă zi de 21 iunie, țin să-i urez un călduros la mulți ani, să aibă parte de tot ceea ce își doresc și deci tot ceea ce își dorește și să-i se împlinească toate visele. Haideți să vedem cum arată ceșcuța de astăzi. Iată, așa arată ea. Pentru voi toți care priviți acest videoclip. Așadar, bine ați venit pe canalul meu de YouTube și sper să vă însoțesc pașii și în această zi minunată spre noi și noi vești, care mai de care mai bune, care mai de care mai pozitive. Iată cum s-a revărsat cafeluța peste ceașcă, dragii mei, acest lucru însemnând un număr de vești foarte, foarte bune care se vor apropia de voi în această zi și care vă vor face să vărsați lacrimi de bucurie, lacrimi de fericire, dragii mei. Da? Nu vă speriați pentru că sunt doar lacrimi de bucurie. Haideți să vedem ce ne zice ceașca în această zi. Văd aici o cupă, dragii mei. Este cupa vieții voastre. Poate doriți să faceți o școală sau să începeți o activitate, o afacere, ceva pentru voi doriți să faceți și să știți că veți face în sfârșit, veți reuși acest lucru. Văd că ați avut foarte multe piedici în a face acest lucru pentru voi, dar această cupă mi-arată că veți reuși de această dată. Aveți foarte multe drumuri scurte, vă duceți, veniți, vă duceți, veniți și vă simțiți obosiți. Câteodată când ajungeți acasă nici nu vă vine să mai faceți ceva de mâncare sau să mâncați sau să faceți măcar un duș pentru că viața v-a obosit foarte mult, greutățile v-au pus la pământ. Dar amintește-ți, dragul meu sau draga mea, cât de important dar este viața și mulțumește-i lui Dumnezeu că ești viu, că ești vie, că poți răsufla în voie, că ești sănătos, sănătoasă, vei vedea că totul va veni de la sine. Un ochi, dragii mei, mai apare aici. Se pare că sunteți urmărite, dragele mele, de un bărbat. Acesta își dorește să fie cu tine neapărat, dar este teamă să se deschidă în fața ta, ca nu cumva să îl respingi. Acesta este un bărbat cu litera A sau I în nume sau prenume și în 3 zile, începând din acest moment, va veni la tine și îți va spune ce simte pentru tine, draga mea. Pentru unii dintre voi văd că sunteți departe de persoana voastră, alții vă vedeți, dar mai rar, poate doar la sfârșit de săptămână, pentru că în restul timpului sunteți amândoi ocupați cu munca. Indiferent care ar fi situația, se vede că partenerul tău deja a ales momentul când vă va pune o întrebare, acea întrebare specială pentru voi. Va fi într-o zi cu totul deosebită când va veni cu mașina la tine să te ia într-o plimbare, îți va aduce un buchet mare de trandafiri albi și roșii, semn ai dragostei sale pure și pasionale. Și apoi veți merge undeva să luați masa împreună și acolo te va întreba dacă vrei să fii soția lui și îți va dărui un inel cu diamant. Vei fi emoționată, draga mea, și vei fi foarte, foarte fericită. O inimă se vede aici și litera A, dragii mei, se pare că un bărbat o să vină să vă declare dragostea. Nu este român acest bărbat, este de altă nație, văd că v-ați cunoscut online și vreți să vă vedeți față în față. Acest bărbat dorește să aveți o relație împreună, iar această relație să știi că va merge până la căsătorie.
Văd aici un drum foarte lung, se pare că ați avut foarte multe pietre în acest drum, poate spre o judecată, poate spre o despărțire, poate spre un loc de muncă, poate aveți pe cineva arestat și doriți să iasă din arest. Judecata pentru acest om o să se termine curând și să știți că o să fie de partea lui sau de partea voastră. Cifra 7 și cifra 8 se văd aici, dragii mei. Acestea se pare că vor fi date importante pentru voi în ceea ce privește banii. Da? Veți primi o sumă importantă de bani pe aceste dăți. Un cerb se vede aici. Vei avea noroc în zilele următoare și multe uși deschise în fața voastră, fie în școală, fie financiar, fie în dragoste, fie în muncă. O să vă meargă foarte, foarte bine. O inimă rănită, dragilor, mai apare aici. Pentru persoanele căsătorite, o să vă certați sau v-ați certat, acel bărbat sau acea femeie din viața dumneavoastră v-a spus niște cuvinte urâte care v-au supărat. Inima voastră este frântă, dar această persoană, să știți că o să-și dea seama de greșeală și o să vină să-și ceară scuze față de tine, iar voi o să-l iertați sau o să o iertați pentru că acesta sau aceasta este bine că și-a dat seama că v-a rănit. O mulțime de pești apar aici. O să vă meargă foarte bine financiar în luna aceasta, până la sfârșitul lunii. Poate ați depus actele la o bancă pentru un credit și o să vă vină răspuns pozitiv sau văd că vi se întorc niște datorii pe care le-ați dat. Dragii mei, văd că dragele mele, un bărbat se gândește la voi când vine vorba de muncă, da? Când vine acesta de la muncă, se așează la geam și visează la voi. Dar să știi că peste 5 zile sau 5 săptămâni va veni la voi. Văd că amândoi vă gândiți unul la celălalt, vă iubiți, dar sunteți departe unul de celălalt. Acest bărbat, după cum am mai spus, nu este de naționalitate română, este de altă nație și o relație foarte frumoasă, o să vă întâlniți. Pentru cei cu inițialele S, O și V și cifra 24, poate ai peste 24 de ani, văd că veți avea o relație frumoasă cu cineva, vi se deschid ușile în dragoste, pentru că văd că în trecutul vostru ați suferit foarte mult în dragoste. Din această relație, după ce vă căsătoriți, o să aveți doi copii și o să fiți o familie foarte, foarte fericită. Pentru cei cu inițialele J și K, dragii mei, poate veți avea o judecată, văd că veți avea de câștigat în urma unei moșteniri. De mult timp așteptați răspuns și iată că acesta vine acum să te bucure nespus de mult. O să primești ce ți se cuvine și se vor termina toate problemele din această privință. Un fluture alb, dragii mei, mai apare. Se pare că o să vă pâlpâie inima de fericire. O să aveți și dragoste, și muncă, și vise împlinite, dar încă puțină răbdare și vei primi și tu tot ceea ce îți aparține. În casa voastră, dragii mei, văd că mai pot fi ceva certuri din cauza unei persoane. Poate copilul, poate soțul care nu prea vă ascultă, vă ceartă și vă supără de fiecare dată, însă încă puțină răbdare și veți scăpa și de aceste probleme, de aceste neajunsuri. O persoană văd aici care fumează prea mult, doriți să lăsați țigara, dar nu puteți. Când o lăsați, iar o luați. Țigara vă face să uitați de greutăți, cum aveți o problemă, cum aprindeți o țigară. Stați mereu doar cu luleaua în gură. Atenție la acest aspect pentru că veți avea probleme cu plămânii sau cu sănătatea în general, da? Cifra 9, dragii mei, mai apare aici. Se pare că peste 9 zile sau 9 săptămâni o să trăiți o împăcare. O persoană de departe, fie din străinătate, fie din altă localitate,
Este un bărbat cu care te-ai certat, poate e iubitul, poate e fratele, poate e cumnatul, dar această persoană își va cere iertare că te-a rănit, iar tu îl vei ierta pentru că vă iubiți destul de mult. Un cocoș, dragii mei, se vede în cafeluță, vă vine o veste foarte bună, o să vă bucure foarte mult. Văd că o să vărsați lacrimi de fericire. Este posibil să primiți o veste de la locul de muncă sau o veste de la o judecată sau poate o veste de la spital în legătură cu niște analize pe care le-ați făcut și care au ieșit foarte bine. Cifra 3, dragii mei, pentru inițialele C, N, M, T și V, în următoarele zile apare o lumină. Oriunde vei bate, aceste uși se vor deschide pentru că este un înger în fața ta care are grijă de tine să reușești tot ceea ce îți dorești. Însă acum văd că acele uși au fost închise, până acum au fost închise pentru tine, dar de acum înainte se vor deschide și vei reuși să faci și tu tot ceea ce îți propui. În fața voastră vine un prieten, un partener, înalt, slab, începe să facă pași spre voi. Dumneavoastră, în prezent, aveți gânduri despre acest bărbat, cum ar fi să încep o relație cu el, vă întrebați voi, dragele mele, dar cafeaua vă spune să primiți acest bărbat în viața dumneavoastră pentru că vă va aduce foarte multă împlinire, da? Vă va aduce foarte multă dragoste. Haideți să vedem și dorința voastră. Dorința voastră, să știți că este pe cale să se împlinească, dragilor, și de această dată. Văd aici că financiar o să vă meargă din ce în ce mai bine și mai văd o potcoavă, dragilor. Se pare că veți avea noroc în toate, da? După cum am spus, ușile se vor deschide în fața voastră, drumurile se deschid și veți putea începe și voi acea activitate la care v-ați gândit atâta timp, da? Și în care veți avea foarte mult noroc, foarte mult succes. Acestea fiind spuse, dragii mei, aceasta a fost citirea mea de azi. Eu mă bucur că am fost alături de voi și de această dată. Vă invit și la alte citiri pe viitor. Toate bune!